Bine am venit și noi, eu sunt Albaca Ikei, dragi, și astăzi vă uitați la... Ei, mi amigo, o să facem o chestie pe Omegle. Pe lângă această situație total neconfortabilă, o să facem ceva de Halloween. Și anume, o să ne machiem, o să mergem pe stradă, o să vedem oameni și o să intrăm pe Omegle. Să vedem dacă speriem pe cineva. Salut, boss. Ce e? Ce faci, boss? Bine, tu? Nu știu, stai și pe aici, stau cu ochii pe tine. Ce? Stau și eu cu ochii pe tine. Uite, vezi, unul pică deja. Se vezi, au pe tine. Salut. Așa, uite, intens la mine, ca să mă sperii. Mai fricoștor ca mine. Ei, tu, uite la asta. Ei, stați doi goi în pat, așa să faci. Ce faceți? Bă, dar e adevărat sau e mască? Ce mască? Așa e pe față. Hai că-mi scot una pentru tine, dar o să doară. Să nu zici că să are piercing-uri de alea. Pare că-s piercing-uri. Cum să fie piercing-uri? Se mișcă. Cred. Zici tu un salut, nu mai folosi ca exponat. Ei, fraiere! E, îți pot arăta efectiv ce am pe față, dacă te aștept cu ceva. Lentile? Da, multe. Uite. Mult mai multe decât credeam. Uite, aici lipsea una. Vezi? Așa e. Salut, frate. Salut, frate. Da. Așa e, să știi. Viața e grea. Ai acordeon în spate? Nu. Și să cânti? Nu. Cum adică nu? Sunt așa de decor. Oh, mai avem! Bagă, te rog, bagă orice. Orice. Oh, mai avem, mai scoate. Scoate chitară, ce mai scos? Tobe. E, la ea nu putem cânta. Cântă la ceva, orice. Trebuie să cânt la bani, 10 milioane de dolari. Așa, cântă, 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 că băgăm. Nu știu ce băgăm, dar băgăm. Well. Ei, nu opresc discuția. Bă, te-mi mersi, mersi. Gândesc ce era discuția, că părea interesantă, erați așa. Ce-am făcut? Nu arăta cu degetul că nu-i frumos. Băi, macaron. E, până la urmă, na, tot aveam scaun de gaming, dar nu-l arătăm pe cameră. Stau și-o pe aici. Frumos, îmi place. Explică-mi ce e aia din... E un ecran de la curbat? Sau ce e? Asta. Da, da, da. E un televizor. Arată super șmecher. Ai băgat pe palmier, vezi? Da, te știu. De unde mă știu? Ce știi? Ce... Nici eu nu mă știu. Explică-mi și mie cine sunt. Mă caut pe lumea asta de mult timp. Cred că sau. Giraf? Nu? Așa e? Ce giraf? Alpaca, nu? Ei! O, ce? Ce e? Nu, ce mai ești nebun? Te știi după vocea. Mă, totul mă ia cu vocea, mă sinucit cu vocea, care e faza cu vocea? Mai acum? Nu. A, fac un video. Cred că fac un video, am încercat să fac un video, nu știu dacă se filmează în continuare, dar da, încerc să fac un video. Vine Halloween-ul și a trebuit să zic o dată în viața, dragiule, fă-i ceva util cu viața ta. Bine, nu e cel mai util lucru pe care îl fac acum, dar hai să spunem că nu-mi dezamăgesc mama în fiecare zi. Ei, ei, ce faci, băiat? Bă, nu știu, până acum am văzut doi băieți în același pat de vreo 3 ori. E o chestie care se repetă, nu înțeleg. Uită-te în ochii mei și spune că n-a fost așa. În oricare vrei tu. Știu, mi s-a mai zis, ce faci? O mare întrebare, că după cum poți observa, în afară de ochi n-am reușit să crezi nicio barbă. Cum ai reușit să-ți crezi barba? M-am dat de la 12 ani cu bigul. Și de-aia a crescut așa frumos? Da. Asta e o lecție de viață, o țin minte toată viața mea. Poate scap și de ăștia. Salut! Salut! Ce faci? Bine, frate, tu ce faci? Well... Amândoi stăm pe beznă. Bănuiesc că la tine se aplică vorba aia, fii cu ochii în pat. Și premiul pentru cea mai bună glumă din 2003 se acordă băiatului pentru nostru căscuță. Da. Oh, Despacito la suflet. Așa e. Bravo, boss! Ai! La poză și aia. Da, până la urmă știu, era vorba de poză. Aaaa! Nu mai faceți așa!
Ce-am făcut, boss? Nici eu nu cred cum reacționezi. Alo? Nu sunt așa de bună cum crezi tu, dar ok. Așa e, așa e. Bă, ce-ai spus să joc pe față? Ce-am făcut? Băi, frate! Băi, tu n-ai fost la umor ăla cu ochi? No. De n-ai fost tu? N-am fost eu. Am crezut și eu, dar n-am fost eu. Acum le explicam băieților o poveste frumoasă ce am făcut eu când am mers pe stradă cu această față. Am mers la Mac și am luat un meniu, așa. Nimeni nu s-a mirat, din păcate. Și am fost și în metrou. Băi, toată lumea cu vocea, mă disper cu vocea. Deci o să-mi schimb vocea, cumva într-o zi. Salut, man. Salut. Salut. Am zis că e tare masca. Mulțumesc foarte mult. Este o față cu mulți ochi. Nici nu știu unde să arăt. Tu ce faci de Halloween? Habar n-am. Well, știu, știu, nu e, e foarte greu de înțeles. E, uneori e... e... Ei, cum se face? Cum e posibil? Cum e posibil? Nu mă mai suport. Cum e posibil să apar așa și tot să știi cine sunt? Vocea. Bă, mut o fac de acum. Și eu sunt la fel de impresionat. Well, dacă aș face ca tine, practic mi-ar pica ce am pe față, dar va trebui să facem alte mișcări, așa. Dai filmii nașpa. Nu cred că-ți dau eu filmă nașpa, ai fumat ceva înainte să potrivește foarte bine cu situația, te simți. Ai, mersi, vreau să spun asta despre tine, dar m-am speriat de mancat pe mine. Nu mai pot acum. Dar de unde ești? Vâlcea. Bine, tu din mașină, nu mă trebuie să mai spui. Speram să nu mai vedem. Și eu la fel. Wow! Wow! Ce faci, băi? Bine, bă, cu vocea asta nu știu cât putem vorbi împreună așa, dar ok. Oh. Ce am făcut? Bă, nici măcar n-am zis ceva, ce am făcut? Alo? Ok, acoperă-ți fața, fac și eu la fel. O să plângem împreună? Ce? Plângem împreună măcar ca să ne simțim parte din echipă, nu știu ce să zic. Da. Ok, nu pot să plâng, mi-am pus lentilele contact înainte și o să plâng lentila de contact. Da, o să mă prefac că plâng. Cum ai făcut aia? Fața? Cum Vine Halloween, nu? A trebuit să mă simt parte din situație. Am pus multe din astea. Super. Ai video? Practic da. Bună. Bună. Oh, scoate vipera. Oh, m-am prins. Ce bune sunt astea. Dar voi nu știți cine e băiatul ăsta, nu? Cine e băiatul ăsta? Lumea nu știe. Nu știe lumea. Nu? Asta e, frate. Rămâne spre, data viitoare schimbă și tu tricoul ăla. Nu-l schimb, nu-l schimb, că e special, e făcut. Ai cunoscut, dar... Ia ridică tricoul așa, că poate te cunoaște lumea. Ia uite, după tricoul, cine e băiatul ăsta? Cine e băiatul ăsta? La mișto. Damn! Damn! Dacă postez clipul ăsta și primezi acum... Așa. În canalul meu, în descriere? Nu, știi ce pot să fac în schimb? Nu, ok. Să scrii canalul pe foaie și 3 secunde să te pui cu foaia ta, că eu nu o să pun chestii altceva. Adică scrie pe foaie și pune-te repede. Fugi, 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 fugi! One eternity later. Așa, stai să-l și văd. Stai așa, întoarce pe dos scrisul. Da. Ba trebuie să scrii pe dos, pentru că dacă știi cum funcționează o oglindă, e fix pe dos. Oh! Am prins băieți de cartier, ce faceți? Ui, interesantă masca aia. Mersi, mersi. Mă așteptam toată lumea să fie super reticentă față de ea, dar ok. Nu tu din nou. Te-ai făcut bine? Mersi, cum te cheamă? Ok, ghicește-mi numele tu în, nu știu cât timp, dar te las să ghicești cât vrei tu, o să stăm aici până din... Cum știai? Explică-mi de unde știai. Am ghicit. Nu, ai ghicit, ok, dar ceva trebuie să-ți pară familiar. Ba tricou, ba fața, care nu văd de unde ghici eu, vocea, ceva. După voce. Toată lumea îmi zice după voce. Omă, gândi la după față? Ghici la fel de
De, mi-a dat critică chiar. Uite la mine cum îl pun pe mine. Așa despacito. Yes. Și asta a fost video, sper că v-a plăcut. Dacă mai vreți să facem chestii de genul, se vor întâmpla vreodată, pentru că nu știu să mă machiez așa, deci probabil da. Într-o zi îmi doresc să fac camera asta mai frumoasă, nu camera asta, să am undeva un spațiu în care... Nu uitați să vă abonați ca să faceți parte din legiuni. Iar la trei, care obicei? Îl fac king out. 1, 2, 3 și o tesi aici. Respect! Alpaca e legiune, fiecare dintre noi are câte o misiune. Aleg piturile grele și începe nebunia. Acaparăm internetul, vreau să umplem România de respect.